Ca un pic stâlp ăsta ai plecat într-o parte. Care stâlp? De la casă? Da, e, l-am pus și eu cum am putut. Nu, dar e stă, adică e țapăn. Da, că ține de alea. Aia ține de alea, ok. E doar că e un pic strâm. Da, aici are, că aici așa se fac. Uite, pământul, ca să-ți așa, cât am băgat nivelul la casă, că uite, a ieșit pe aici, a borșit, cum se numește. A ieșit pământul pe partea asta. A borșit. Deci foarte bine, asta am bătut aici, ca să nu pierd, să nu iasă pământul în partea asta. Ce, că ea pleacă acoperișul și se termină brusc în partea asta, așa. Pleacă în partea asta, așa e viața omului. Te naști și mori. Filozofie ca lumea, ce să mă... Adică te naști, așa, ai văzut că așteaptă la maternitate. Uau, lumii, te naști, deci, copil, acolo te naști. O fetiță, nu știu ce. Iar pe partea aia, când bătrânii, gol, știi? Înțeleg, lat, cam așa, până pe aici, numai bine, să vină. Aici o ușă în spate unde să ai ieșire. Ești pe aia pe acolo, intri pe camera aia, pe ușa asta de aici și ești pe hol. Te duci în spate, știi? Și aici erau cârpe, nu, pături, nu? Și așa? Tot. Ai pus tot. Și aici? Am ai... dat-o jos. Uite, panou e, uite. L-am văzut, da, l-am văzut sem acolo, da. E perfect aici, n-ai treabă cu el. Îl bate soarele, îl bate bine, uite ce vine foarte direct bine. În... Da. Și încarcă foarte bine. Satelitul l-am pus sus, dar nu l-am reglat. Așa, aici... Uite în jos, îi pare rău că stai prea sus acolo și eu aș vrea să stau, dar nu mă pune nimeni. Și aici, Artur, ai dat alea jos pătura și ce era și ai pus... Ăsta, îl cunoști, știi de unde e? Nu îl cunosc. Nu îl cunoști, îi spune de unde e. O să bea ăsta? Da. Dă tu ăla, te rog, la o parte. Te încurcă liana. Așa. Nu știi de unde era USB-ul ăsta. Nu. Era în fața camerei, la perete din față, sub geamul fumuriu. Aha, gata. Am l-am luat și pe ăsta, zic, bă, îl folosesc și pe ăsta ca să mă ascultez din asta, știi? Și l-ai pus aici, așa? L-am pus aici și pe ăsta, uite aici, trebuie să mai vin eu cu un capac, cu ceva de... Și pe ăsta l-ai pus, că nici ăsta nu era mare. Cu un USB. Uite ce... Uite, ce să vină gândaj de ăștia, uite. Vezi? Și ăsta, nici ăsta nu era aici. Păi nu era. Cum l-ai prins, l-ai bătut în... L-am prins în cuie, dar uite, vezi diferența, uite aici. Aici e diferența, uite, vezi? A avut dreptate americanul că ne-a zis că un pic stâlp ăsta ai plecat într-o parte. Care stâlp? De la casă? Da, e, l-am pus și eu cum am putut. Nu, dar e stă, adică e țapăn. Da, că se ține de alea. Aia, ține de alea, ok. E doar că e un pic strâm. De aici are, că aici așa se fac. O să vin cu niște spumă. Și bag spumă în el. Acolo, da. Dacă nu îmi vine cu spuma, nu mai am treabă. A, da, ia zici că s-a făcut un pic acolo așa, aia, da, nu e... A fost el strâmb din construcția lui. Nu că l-am pus eu strâmb, el a fost strâmb. Știi, zic și eu că mai sunt... Am mai întâlnit strâmb care sunt strâmbi. Au fost strâmbi. Da, da, e normal, da. Uite, cum e ăsta, uite, ăsta trebuie să... Ăsta plăcătis nu stă mai deloc pe el. Pe ăla stă. Uite! Nu mai decât ne cade în cap ce... Casă, casă, dulce, casă. Ăsta-i țaiș. Ăla. Albina. Așa, și acolo ai băgat vată sau ce acolo între ele? Știi că mi-era frică când mi-ai zis atunci, nu mi-e frică că pică pe voi? Când era ploile atunci dese, de nu pusesem OSB-ul așa asta, mi-era frică, bă, zic, nu pleca la val, nu s-o duce într-o parte. M-am dus noaptea atunci și a pus o întăritură imediat în partea aia. Nu puteai. S-auzea ceva sau te-ai dus așa? Nu s-auzea, nu poți să știi că da, nu da. S-aude că păi da. Trebuie să vadă, dacă a apucat, a plecat, nu-l mai oprești. Da. Dar acum s-a întărit cu tabla, cu scândurile, cu OSB-urile bătute, s-a întărit. Și ai băgat și vat. Uite, udăcelul ăsta salteau, ia uite, cu ăsta, Bruce Lee. Când și... la înălțime îi place și lui, faci lui o casă de-aia așa frumoasă, sofisticat, de-aia, fistichie, cu gusturi fistichie. Ai băgat tu vat acolo, nu între ele? O aveai tu sau de unde ai? O, uite ce-am vătuit aici. Aia cumpărată de tine sau? Aia cumpărată de mine, mai am un pic. O să bag și pe aici pe jos, roată. Izolează un pic, nu asta? Adică izolează are un... bine. Pe peste ele rigis prin interior. După care ai pus geamul. Am pus geamul. Geamul într-o seară. Am zis, măi, Ramonu, hai să punem geam. Hai să băgăm geamul. Hai să-l băgăm pe ăla, fumuriul. Numai bine că n-am mai știut de tot cu următorul. Era băgat acolo și n-am mai știut de el. Și mai bine că nu l-am găsit, că nu se potrivea. Era mai mic. Ăsta, uite, la fix aproape, aproape, un pic îi mai trebuie, uite, și în partea asta și în partea aia, un pic îi mai trebuie să ajungă. În rest, încă s-a ajuns perfect. Și uite ce bine, de-aia am zis de geamul, că intră destulă lumină pe ăsta. Ce vrei, lumină mai multă ca... Nu, păi intră, ce... Ăsta plus ușa. Da. Plus pe ușa, ușa am pus-o în așa stil încât n-ai nevoie să o închizi după tine, că ea singură vine. Ea vine singură după tine, ușa, n-ai treabă cu ea, decât să...
să poți să o deschizi, să o ții deschisă, dar închisă stă automat. Cum ar fi, cum ai dau, ea vine după tine. E ușă cu regim de urgență automat. Ușă personalizată. Ai văzut cum avea cineva o Dacie și cineva din Bălălăi avea o Dacie și zic, ce faceți, nu încuiați ușa, ce nu, că are închidere centralizată. Așa e la mine, cu închidere centralizată. Ceva ploaie, nu, n-a dat nimic, n-are cum să dea, nu există, nu. Nu, asta mai lipsea, am pus-o foarte bine. Da. Foarte bine, mulțumesc Dumnezeu, aici trebuie să mai bagi tu aici cât un pirul la fiecare stâlp, lu' ăla, lu' ăsta, lu' ăla, să le mai bag cât un pirul de rezistență, de siguranță, știi? Da. Oricum, este și să-ți păiești tu. Hai, în spatele casei, cum ar veni. Și aici erau tot aici, așa. Tocmai am făcut lucrare. Oh, uite ce bine arată aici. Uite. Că era și aici. Stai aici, un pic, Artur, să mă duc. Uite pisica, la rang înalt de societate. Că treci, mătănel, fără glas, fără de fel. Și aici la fel, erau numai de-alea. Aici pături. Preșuri și aici. Preșuri, da, uite, acum arată chiar... Și, uite, ăsta este de cât de un vechi de la camera veche care l-am pus. Eu am vrut să mai scutesc OSB-ul. Vezi, și trebuia să tai din el, de-aia l-am pus pe ăsta aici. Și capacul ăsta aici, că oricum o să vină vată, știi? Da. Și aici am pus tot așa OSB-ul, uite, l-am încheiat foarte bine, uite. S-a încheiat perfect între ele. Au venit băgate bine în jos. Așa, am venit în jos. Și, uite, pământul, ca să-ți dai seama cât am băgat nivelul la casă, că uite, a ieșit pe aici, a borșit, cum se numește. A ieșit pământul pe partea asta. A borșit. Deci foarte bine, asta am bătut aici, ca să nu pierd, să nu iasă pământul în partea asta. Ce e? Am băgat-o. E de la un șifonier sau ce? Da, de la șifonier este, dar mă bate gândul aici, să vedem, Ramona cea, că dacă merge cu vată, să nu mai luăm scârțuitoare. Mă bătea gândul ca la vară să iau scârțuitoare, să dau cu izolație pe partea asta. Da, cu scârțuitoare peste ea. Da. De a zice, dacă nu ne încurcă cu nimica și nu ține frig, n-are rost. De-aia am zis, zic, bă, ar arăta altfel, cu scârțuitoare poți să-i dai, cu trafaretul poți să-i dai o culoare, apare altfel, știi? Chiar apare acasă, pe urmă, cum o izolase pe aia, eu nu știu dacă mai ții minte. Da, știu. Ea și nu e greu să o izolezi, că scârțuitoare imediat, ce faci, azi un perete, mâine nu trebuie să o faci pe toți într-o zi, știi? Dar ți-a intrat un pic de OSB aici. Da, a intrat bine. A intrat aici. 1, 2, 3, 4, 5, pe partea aia mi-a mai rămas două OSB-uri și le-am pus sus. Are forma asta aerodinamică, nu înțeleg eu, dar bine că nu știu. Eu... Ce l-am înțeles, să știi? Sus așa. Trebuia un pic mai lată. Da. Și dacă o făceam mai lată, nu mai aveam pătrat, nu aveam de ce să o mai fac. Adică ea pleacă acoperișul și se termină brusc în partea asta, așa. Pleacă în partea asta, așa e viața omului. Te naști și mori. Filozofie ca lumea, ce să mă... Adică te naști așa, ai văzut că așteaptă la maternitate, uau, lumii se naște, deci, un copil, acolo te naști? O fetiță, nu știu ce, iar pe partea aia când bătrânii, ce, aoleu, e bolnav rău, moare, se duce. Sunt sus acolo cum ar veni, nu? La unde e ăla și o iau jos așa. Nu, mai ai, ești ca pe la jumate, ești ca mine. Nu, eu zic că bătrâni. Da, așa, bun. Asta e spatele casei, ăsta e încheiat bine aici. E foarte bine încheiat asta. După ce am terminat partea asta, mai aveam partea asta de aici. Uite, aici i-am pus, i-am tăiat o bucățică așa, dar am pus-o aici, vezi? Uite, vezi? I-am pus-o aici. De-aia am zis că izolația ar ține-o altfel, știi? Uite, pe aici iar trebuie să-i mai bag spumă, că iar nu s-a potrivit OSB-urile între ele, că le-am tăiat o strâmbă aici, greșeala mea a fost. Le-am tăiat strâmb. Și uite partea asta, poftim. Ce vrei să spui de partea? Uite ce bine arată și aici. Nu, s-a schimbat față de ce am văzut o dată trecută. Cum era? Și aici tot la fel, era colorată cu... Aici am... Cu vorec, cu vorec, da. Ia uite ce bine arată și aici. Ce bine arată aici, vezi? Un pic am pus o tablă în cel ca în strâmba asta ultima, dacă observi, și trebuia să vin un pic mai jos cu ea. Dar mai pun. Și golul ăsta dintre ele se acoperă? Îi mai pune ușor, se uite, aia trebuie să mai prind o dată într-un colț acolo sus, vezi? Da, am văzut-o că e așa mai, da? Pune o scara lungă când o fi, să o mai prind și pe aia, dar nu intră apă, momentan apă nu intră. Uite, burlanul cu născut deasupra. Am văzut, da. Vezi, bă, dacă mai fac rost de încă un burlan, cred că trec de vârful casei. Să ridici un pic, nu? Da, să-l mai ridic un pic, că trebuie să-l tarice. Da. E, și ea închipuiesc asta, dacă asta, că e mică și cum arată de bine. Ea închipuiesc aia mare când o-i făcut tot așa cu OSB-ul roată, cum o să arate toată. Da, da, da. Deci aici
Ăsta e din două bucăți? Nu, din trei, nu? Din câte ți-a intrat OSB-ul ăsta? Una, două și o bucățică mică. Și o bucătă acolo, da. Așa au intrat cam la toate. Da. Două și o bucățică mică. N-am intrat trei. Dacă știam, să-i făcut calculul pe trei, era bine. Dar știi ce s-a întâmplat? Nu știu dacă mi-ajungeau OSB-urile. OSB-urile, da. Că am avut. Făceam 3 cu 3, 6 cu 3, 9 și cu 1, 10. Și mai întrebuia unul și de tavan nu mai avem. Așa că îmi bate soarele, nu... Ce Ramona, ce uite, aici să facem curățenie totală. Da. Să tăiem toate astea. Nu mă gândesc că și în camera aia nouă, când o fi să băgăm umplutură, iau de-asta, ca să-mi fiu sigur că mi-ajunge, întins gură de-asta jos și o bag pe un pe ea. Da.